Iubiți credincioși, precum ați auzit mai înainte la Otpust, îl prăznuim pe Sfântul Apostol Acvila. Aș putea zice că un fel de mâna dreaptă a Sfântului Apostol Pavel. Găsim scris despre el în Sfintele Scripturi, în Faptele Apostolilor. Însă v-aș îndemna să vizionați un film. Există o ecranizare din 2018, Paul, Apostol al lui Hristos. Și veți descoperi personalitatea Sfântului Apostol Acvila. Deci, Paul, Apostol al lui Hristos, din 2018. Și apoi îl prăznuim pe Sfântul Cuvios Nicodima Ghiorit. Cartea lui de căpătăi și care circulă foarte mult în lumea creștină este Războiul Nevăzut, pe care vă îndemn să o citiți. Însă el a fost un călugăr cărturar, exigent. Însă vom descoperi de pildă în tratatul despre Sfânta Împărtășanie că exigența lui însemna echilibru. De aceea vă îndemn să citiți cărțile Sfântului Nicodima Ghioritul, Războiul Nevăzut, Listoiția, Paza celor cinci simțuri. Sunt multe alte titluri care sunt traduse și în românește, dar să citiți tratatul despre Sfânta Împărtășanie, unde zice că nici rara, nici deasa împărtășanie, ci pregătirea, vrednicia, este cea care ne dă libertatea să ne împărtășim cât mai des sau foarte rar. De aceea vă îndemn să cunoașteți și viața și lucrarea celor doi, a Sfântului Apostol Acvila și ale Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul, pentru a căror rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.